Salut! Sunt Emil Drautel la Gadget.ro și astăzi voi vorbi puțin despre Lenovo Moto Z și Moto modurile cu care acest dispozitiv poate fi accesorizat. Sunt elemente care îl individualizează față de alte telefoane Android. Haideți să vedem câteva detalii despre fiecare în parte. Telefonul îl dăm deoparte. De fapt, nu o să-l dăm deoparte pentru că o să avem nevoie de el ca să-l conectăm cu fiecare mod. Încep cu cel ce aduce o baterie suplimentară de 2220 mAh. Telefonul are o baterie de 2600, 2600 plus 2220, avem o cantitate de peste 4800 mAh. Toate aceste Moto moduri se conectează în această zonă, printr-un conector dedicat. Operațiunea se face foarte, foarte simplu. Da. Așa arată Lenovo Moto Z cu o baterie de 2220 mAh la pachet. Nu pot spune că, nu știu, este cel mai frumos smartphone în acest mod, dar măcar are o baterie suficient de mare. Bine, e, să zic așa, o trecere destul de greu de făcut de la un telefon cu grosime de 5,2 mm la această micuță cărămidă, dar măcar este ceva funcțional. Apropo, hai să vedem cum se pune un capac pe Moto Z, tot la fel. Vedeți? Și ai spatele protejat. Și foarte ușor de îndepărtat. Și acum observă acest capac. Face ca senzorul CS, în evidență, senzorul de 13 megapixeli, să fie cumva în linie cu dispozitivul. Vedeți? Mă rog, un element care l-aș considera chiar important. Astfel, senzorul este protejat. Mai departe. Unul dintre modurile pe care personal le-aș cumpăra, cel ce aduce un speaker JBL cu stand și baterie externă. Observați, baterie ce oferă autonomie de până la 10 ore, sunet ce beneficiază de tuningul JBL. Hai să vedem despre ce e vorba. Telefonul se aude decent și așa. Am montat modul audio. Deja putem spune că avem o micuță boxă. De foarte clar și foarte puternic. Mai departe. Place cât de ușor pot fi îndepărtate. Cel mai scump Moto Mod, din câte știu, costă peste 300 de euro. Creat împreună cu Hasselblad. True Zoom 10X și ai o nouă cameră la telefon cu un LED flash foarte, foarte puternic. Vedeți? E ca și cum telefonul dintr-o dată s-a transformat într-o cameră foto-video compactă. LED flash-ul de mare putere. Control dedicat pentru power și reglarea zoom-ului. Haideți să vi-l arăt. Să luați cât este în evidență. Când dăm zoom-ul la maxim. Să arăt mai bine. L-am testat, fotografiile ies destul de bine.
Mă rog, mai bine decât scoate camera de 13 megapixel, dar nu cu mult, mult mai bine. Mai avem un mod care aduce un proiector video. InstaShare Projector. M-aș dori să văd mai multe companii ce au curaj în a și individualiza produsele. Cu siguranță acest Moto Z, prin design și prin funcțiile adăugate, iese în evidență. Aici este proiectorul. Avem o reglare a proiecției. Observați. Pe aici se poate alimenta pe USB Type-C. Uite, vedeți? Prin apăsarea scurtă a butonului de pornire al Moto Mod, putem să ajustăm distorsiunea trapezoidală a imaginii și luminozitatea. Este decent. Nu poți să-i ceri. Este un, să zicem, un mini proiector. Nu poți să-i ceri o calitate foarte, foarte mare. Dar este decent și iar un element care individualizează acest smartphone. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!